Se bona vindrà la bocaja. Gajović aruncă, Gajović de lângă Zeković înscrie. Oradea reușește să înscrie ultimul coș. Mandache, Zeno, Pașalici, Gajović. Excelent, Taylor scoate la Zeković, ratează Dragan. Pentru Zeković, aruncă Zeković de 3, ratează, recuperează Gajović. Marino ratează, recuperează Gajović și apoi Baciu. Trotter pentru Gajović, în 0 grade Gajović. Înscrie de la mare distanță. Trotter. Gajović pe pătrundere. Ratează Gajović. Iată prima apariție în meci pentru Mihai Gavrilă. Am văzut și pe Martin Zeno. 2 din 2 Gajović. 10 secunde din atacul ordenilor. Gajović din nou e faultat. Taylor scoate direct la Pașalić. Și acum contraatacul ordenilor prin Gajović cu panou. Gajović la Timișoara. Puteștiul s-a impus cu 82-77. Aici aruncare complet ratată a lui Taylor. Gajović coș cu faul și Taylor a patra greșeală personală. Îl lasă nervii pe Taylor. Aruncare ratată. La faza următoare face greșeală. E timp de odihnă. Solicitat de tehnicianul Stelei, Ica Toiala. Steaua s-a impus cu 79-77. Aruncare suplimentară transformată de Goran Gajović.